Bună dimineața, lume, ce mai faceți? V-a fost rău de mine? În sfârșit mai bag și un clip aici din traficul bucureștean. Am fost cam mult plecat pe Croația, clipurile alea. Și era timpul să mai postez ceva și de pe aici. Acum mă duc până în Ghencea să fac schimbul de ulei la motocicletă la un prieten. Folosesc câteva verificări. În ultima perioadă tot am încercat să mai fac niște clipuri, dar din păcate mufa la GoPro cred că m-a lăsat. Am încercat cu alt microfon care se pare că nici acela nu mergea. Așa că de acum o să fac cum face și MotoExplore. Înregistrez sunetul separat de video pe un reportofon. Ca și noutate, se pare că de o săptămână încoa mi-am schimbat sediul la job unde lucrez și nu o să mai avem filmări în general gen Titan timpul noi, ci o să avem filmări pe traseul Titan Ștefan cel Mare. Deci Mihai Bravo Ștefan cel Mare. O să avem cam același traseu ca și al lui Horesan. Sau pot fi și alternative. Să o luăm pe aici spre Piața Alba Iulia, Unirii, Romană, Ștefan cel Mare, care este puțin mai lung, dar traficul e puțin mai fluid, ca să zicem așa, pentru că pe Ștefan cel Mare am văzut că e aglomerație mare. Îmi cer scuze pentru motocicletă că este cam jegoasă, dar aseară a dat o ploaie. A fost învelită și s-a umplut de praf. Mamă, ce este aici așa? Vă fântân că din cauza voastră e așa aici. Ca fi nebun ești la ora asta. Salman, ce faci? Ai venit să-ți rezolve plămânii? Da. Pa, pa! Mamă.
Gata, am schimbat uleiul la jucărie. Bravo, mă, scum, zăpăgeam că n-ai scumieră mașina. Hai că am mai curățat-o puțin, că era prea jegoasă. Ok, și ce am mai făcut în ultima perioadă? Că nu prea am mai postat. De altfel am văzut că mulți motovloggeri au început să posteze mai rar. Cum zicea și Grump, s-a dus farmecul ăla. Da, măcar mai pune și noi din când în când câte ceva. Pentru subscriberii care îi avem. Ce frână a pus ăla? Hai! Ce tot aștepta ăla? Ia să facem un mic live pe Insta! Acum înregistrăm. Să dăm drumul și la cameră. Gata. Și acum să mergem spre casă. Să ne chem la toate fermoarele. Salon din loc. Gata, am făcut un scurt live aici în Constituției sau Prostituției, cum a zis Nuț. Și ne îndreptăm spre Titan. Porumbelule, fugi că vine buc trafic după tine, ia uite. Băi, ce se întâmplă? Cred că mă sună cineva. Da? Mă auzi? Bine, uite, mă duc spre casă acum. A, da. De ce? Da, sunt pe motor. Păi vezi că acum am dat drumul și la cameră și înregistram și camera și pe audio. Da, te pun pe YouTube. Bine, hai, te pun, pa, pa. M-a sunat și puicuța. N-am loc să mă pac, nu mă pac. Nu stau să-mi balez. Sau, so, care are chef de gaming cu Nubian? Twitch.tv/Nubian. Hai că mi s-a încins motorul. Hai! Mă stropește! Ok, o luăm printre, croșetăm un mileu ca bunica. Hai să-mi bag ce față. Ce cu aglomerația asta? E 6 seara, a plecat lumea de la muncă. Să ducă acasă, să-și hrănească copiii.
să-și tufe nevasta. Mai am baterie. Din păcate acum am rămas fără baterie la cameră, dar mai avem la portofon destul. Și acum în fața mea este un Golf cu numărul BB-MTU, așa am oprit acum la trecere. Dacă nu avem video, măcar să vă povestesc ce se întâmplă aici în trafic. Mi s-a încălzit motorul, acum s-a ridicat la 101 grade. Iarăși trece lume, multă lume pe trecere aici. Și stă unul și jură că nu se oprește lumea. Unul mai butos. Gata, a trecut. Am trecut și eu de trecere. Golful ăsta merge mai încet în fața mea. Și acum am apropiat de biserica aia de lângă Dristor, unde o să fac stânga. Semnalizează și Golful din față stânga. Am oprit în spatele lui, așa, să fac... Hai mă, mergi! Ok. Și am făcut stânga. O să mă îndrept spre Baba Novac. Ăsta abia merge. Cum să fie pe motovlog numai audio, fără video? Dacă nu mai am baterie la cameră, asta e acum. Nu cred că a fost cineva să pună un motovlog doar audio din mers, din trafic. E ca aș fi primul. Așa, continui în cu Golful în fața, semnalizat dreapta, gata, am scăpat de el. Pa! Și acum merg înainte în față, o să mă apropii de Dristor. În sfârșit simt și-o mai bine aerul. Am prins roșu și opresc la semafor. De câte știu, roșu ăsta o să dureze destul de mult. Gata, am oprit. Este mai interesant, așa că pot să vorbesc mai mult ca să vă explic ce ar fi fost pe video dacă nu mi se ducea bateria. Ok, pietonii traversează, a trecut și una pe un Pegas, pe bicicletă. Acum trece un ochelarist cu o sticlă de apă minerală în mână și cu o geantă de aia sport. Și o tanti mai în vârstă după el. Și eu îmi jur că semaforul ăsta care stă cam mult. Ok, a trecut un biciclist pe lângă mine, care a făcut imediat dreapta, n-a vrut să stea la semafor. Poftim? Cât e una? Cât e una? Mult, 3000! 3000 de euro! E mult? Cât intră? 21 de litri! Gata, s-a făcut vede! Un domn al străzii mă întreba cât e una de asta. Așa, un taximetrist să băga să dea pulea în fața mea. O mașină cu numere de Bulgaria. Am depășit-o! Și accelerăm să ajungem acasă. Unde mai am niște treabă, ok, încetinim că ne apropiem de trecere. Depășesc doi bicicliști. Gata. Și acum ne apropiem de Parcul Titan, mergând pe Baba Novac. Baba Novac numărul 9. Din fericire, uite și ăsta cu telefonul. Băi, dacă sunt mai vorbăreți când nu merge camera. Mulțumesc. Gramp, tu făceai podcast în casă, cu ambulanțe în jur, eu fac podcast pe motor, tot cu ambulanțe în jur. Asta e, nu mai am baterie, fac podcasturi. Audio? Pe aici nu mai am pun de să mă bag. Aștept acum ce să fac.
din spate vine ambulanța. Că e ambulanța aia de tot, îi dă tăcoale lui Jump la bloc. Tot mă măresc ambulanțele. Dar l-am fentat. Una. Și pompieri. Gata, am ajuns în fața la locația secretă. Încheiem transmisiunea. Nu, bine, vă salută. Ciao.